Bună seara, vă spunem. Vă rugăm să vă ridicați puțin. Deci vreau să începem această conferință cu o rugăciune ca să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem o seară frumoasă, să ne simțim împliniți. Avem multe doamne aici, ne bucurăm. Tema este adresată întâi de toate lor, dar și celorlalți și de asemenea și domnilor și copiilor și fetițelor și domnișoarelor. Așa că spunem împreună rugăciunea Tatăl nostru, după care ne așezăm. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, împărăție, facă-se cum în cer așa pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cerințe, Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Vă mulțumim. Ne așezăm. Dragii noștri, suntem în perioada Postului Mare, o perioadă frumoasă, deosebită pentru creștini. Ne bucurăm de un urcuș duhovnicesc și în același timp avem o sete și o foame de învățătură bună, de cuvânt frumos și de descoperirea acelor comori sufletești care ne lipsesc. Așa că și conferința de astăzi este gândită ca o cale de a dobândi și înțelepciune și pricepere și în același timp să ne împărtășim experiența și să dăm întrebări, să primim răspunsuri. Vreau să vă spun că conferința are loc cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Petru și a Preasfințitului Antonie. Sunt, din păcate, nu va fi niciunul dintre ei, dar ne-au transmis binecuvântare să avem o conferință frumoasă și să dea Dumnezeu să fie așa. Cei ce vreau să spun câteva lucruri înainte de a începe conferința, nu o să dureze mult prezentarea mea. Noi avem o conferință organizată prin sectorul de misiune. Parteneri ai evenimentului avem, parteneri sunt ambele mitropolii, Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Respectiv, Părintele este reprezentantul celelalte mitropolii și în același timp profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Cluj-Napoca. Apoi, partener evenimentului este și Asociația pentru Familie și Comunitate. Ei ne vor ajuta ca să avem o mai bună organizare. Mai avem partener Institutul Dezvoltării Societății Informaționale, care va oferi în timp real imagini. Deci conferința este și acum în direct pe internet. Puteți să vedeți și pe site-ul Mitropoliei și pe site-ul palama.md și pe site-ul itsi.md. O să vedeți acolo canalul TV al Institutului. Așa că cei de acasă care poate nu au venit vor avea ocazia să ne vadă. Conferința va fi pe YouTube. Și vreau să vă spun care va fi programul. Părintele ne va prezenta tema, după care vom avea un scurt moment de anunțuri și va urma seria de întrebări-răspunsuri. La sfârșitul acestei conferințe vom avea un moment artistic. Invitat special este Daniel Butucel, laureatul Două Inimi Gemene și împreună cu cineva încă. O să vedeți, o să fie surpriză, melodiile care vor fi interpretate le veți vedea și dumneavoastră. Tot surpriza aceasta, ați primit în dar câte o floare și câte o felicitare și acolo vedeți foarte clar mesajul care îl urmărește și această conferință. Câteva lucruri. Părintele este un profesor meritoriu din Cluj-Napoca, bistrițean, un om extraordinar. L-am cunoscut și personal astăzi stând lângă sinția sa
Și mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc și dumneavoastră o să vă fie plăcut să-l auziți. Nu o să vă plictisiți, va fi interactiv și interesant. Avem un ecran frumos. Vă rog să fiți atenți și să vă gândiți la întrebările care vreți să le dați părintele. Vă doresc sănătate și... Deci mulțumim și gazdei, pentru că datorită binevoinții domnului rector suntem aici și mulțumim că nu este prima noastră colaborare și se vede că e de bun augur și să dea Dumnezeu sănătate. Deci ASEMO este partenerul nostru tot strategic, așa că Doamne ajută și să fim sănătoși, să avem o seară frumoasă. Păcucenici părinți, iubiți creștini, mă bucur din toată inima că sunt în seara aceasta în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc în al preasfințitului Părinte Mitropolit Petru și preasfințitului Episcop Antonie pentru invitația pe care mi-au făcut-o și pentru insistența de a fi în mijlocul dumneavoastră în seara aceasta într-un program extrem de aglomerat pentru mine. Eu mă găsesc pentru prima oară pe acest pământ cu totul aparte, sfânt, înstrăinat și totuși acasă. Nici o clipă nu simțim noi, cei de dincolo, nu putem spune noi români, că toți suntem români. Noi cei de dincolo, de Prut, nici o clipă nu simțim că nu suntem acasă împreună cu dumneavoastră. Nici o clipă. De aceea mă bucur foarte mult și sincer să fiu cu emoție am pășit, nu în această țară, pentru că această țară este pământul nostru, dincoace de Prut, în Moldova noastră, în Basarabia noastră, în cealaltă parte de pământ românesc, stropit la fel cu sângele și jertfa moșilor și strămoșilor noștri. Spun cu emoție, Sfântă, am pășit pe acest pământ și spuneam celor din mașină, m-am bucurat enorm de mult când am văzut că de la Prut încoace, cum am trecut granița și până am intrat în Chișinău, de o parte și de alta, am fost răjuiți de nuci. Nucul este un pac și un pom nobil. El oferă și un fruct extrem de complet, iar pe de altă parte un lemn din care îți faci un birou, îți faci un dulap, îți faci o mobilă, îți faci un pat și în lemnul de nuc sau lângă lemnul de nuc te simți nobil. El te face nobil și se nobilează camera sau casa. Și mă gândeam că nu întâmplător poate de la Prut și până la Chișinău, de o parte și de alta, călătorul care intră pe acest pământ este primit într-un spațiu nobil. Nicăieri, pretutindeni unde am umblat pe acest pământ, n-am întâlnit o astfel de primire pe un pământ unde are ca mesaj noblețea, frumusețea, armonia. Am ținut să precizez acest lucru, deloc lăudându-vă, că nu este nimic de laudă în acest sens, este o realitate pe care o vezi, o simți. Așa că cu acest cadru de primire, cu atât mai mult m-am simțit pe un pământ al nostru, al tuturor, pe lângă faptul că e sfânt și nobil. Așa că am toate motivele să mă simt bine în această seară și împreună să petrecem câteva minute bune, reflectând la o temă care ne preocupă pe toți. Să știți că tema pe care o vedeți aici pe slide, pe ecran, este o temă generală. Eu nu am să epuizez această temă, nu am cum. Dar câteva nuanțe, câteva crâmpeie din nuanțele ei am să
le accentuez în seara aceasta în fața dumneavoastră. Mulțumesc și organizatorilor în același timp, prindelui Nicolae Crețu, care astăzi ne-a plimbat peste tot. Am văzut și Chișinău atât cât am putut să vedem, din mașină, sigur. Mai vedem și mâine și după aceea îl părăsim, dar cu promisiunea că mă voi întoarce din nou în Chișinău. Când? Vom vedea. Ceea ce dumneavoastră vedeți aici pe slide, pe ecran, este un titlu provocator. Pentru unii, un titlu chiar cu semn de întrebare, deși avem două semne de întrebare acolo și am să mă și explic de ce le-am pus. Poate pentru unii trebuia să fie scris acolo mama ființă unică. Dacă scrie mama ființă unică, poate că n-ar trebui să punem semnul întrebării, ci semnul exclamării. Dar cum? Într-o societate ca cea în care trăim, în totală derivă, în naufragiu complet, se găsește societatea în care trăim. Familia și mama este poate mai mult ca oricând atacată și negată, familia negată, familia creștină, familia naturală și statutul sfânt de mamă, am pus semnul întrebării. Tocmai pentru a arăta că după o afirmație, mama ființă unică, nu ar trebui să fie semnul întrebării. Dar pentru că în societatea în care trăim, mama, și o să vedeți de ce spun acest lucru, este oarecum aruncată la marginea ei, la marginea societății în care trăim. Am pus semnul întrebării pentru a arăta realitatea în care trăim, deși semnul întrebării nu trebuie să existe. Ce caută cuvântul femeie acum? Deci am folosit ambele cuvinte într-o sintagmă. Pentru că nu toate femeile, nu toate, au primit de la Dumnezeu harul de a fi mame. De a aduce pe lume viața, de a fi colaboratoare cu Dumnezeu la nașterea vieții în acest univers. Aceasta este mama. Și cum nu din cauza lor, multe dintre femeile de astăzi, deci nu din cauza lor nu au copii, ci pentru că nu pot, iar faptul de a nu putea să aibă copii este un apel, un răspuns al lui Dumnezeu și un apel și un răspuns al lui Dumnezeu la viața ei. Nu înseamnă că ea este lepădată, nu înseamnă că ea este urgisită, nu înseamnă că este blestemată. Așa cum adesea în Vechiul Testament, femeia care nu avea copii era socotită, blestemată de Dumnezeu. Nu. Ci în crucea pe care Dumnezeu a pus-o unei astfel de ființe, ea trebuie să înțeleagă un mod de a apela Dumnezeu la ea, prin crucea și încercarea pe care o are. Nici într-un caz de blestem sau de lepădare, ci dimpotrivă, o femeie care își dorește copii și nu poate să aibă, trebuie să înțeleagă mai mult, poate, apelul pe care Dumnezeu îl face la ea, să înțeleagă, poate mai mult, din ceea ce n-ar fi înțeles dacă ar fi avut copii. De aceea și cea care nu poate să aibă copii și nu devine mamă este tot o ființă unică. Femeia este o ființă unică. Și acest lucru, atât cât voi reuși în timpul pe care l-am la dispoziție, vreau să-l accentuez. Sigur că mă gândeam în seara aceasta să mă opresc la alte teme, nici nu știam pe care să le aleg din multitudinea la care mă gândeam că ar fi bine să le tratez aici în fața dumneavoastră.
poate cu alte ocazii. Dar oarecum această temă mi-a fost sugerată și de Părintele Consilier și la Iași într-un cadru asemănător. De ce? Pentru că este legată de o zi, adică de ziua de 8 martie, ziua mamei. Și eu am să vă cam provoc în seara aceasta, o să rămâneți puțin și șocați de anumite afirmații. Pentru mine, mâine nu-i ziua mamei. 8 martie nu-i ziua mamei. Și poate mă întrebați de ce. Pentru că mama nu poate să aibă o zi. Cum poți să spui că mama are o zi? Îți amintești de mama într-o zi. Mama nu are o zi, mama are toate zilele de peste an, toate zilele vieții tale. Ea nu are o zi. E trist dacă ea are o zi. Iar o zi dedicată mamei, o zi dedicată copilului, o zi dedicată îndrăgostiților, și am să și amintesc acest lucru imediat, și așa mai departe, deja avem zile ale tuturor categoriilor sociale. Acestea sunt zile impuse de o societate ultracomercială în care trăim. Societatea ultracomercială în care trăim trebuie să dedice zile pentru a se umple hotelurile, restaurantele, locurile de agrement, locurile de distracție, de plăcere, de păcate. Asta însemnează o societate ultraconsumistă, ultracomercializată, ultramodernă, ultraglobalizată, ultrasecularizată. Creează zile. Ori mamei nu-i poate fi creată o zi. Mama care a adus viață pe pământ și ne-a adus pe noi în viață și toți suntem ceea ce suntem datorită părinților noștri. Ei nu-i putem dedica o zi în care să mergem cu flori sau să o sunăm. Toate zilele sunt ale ei. Puneam și la Iași aseară, am fost invitat înainte de Crăciun la o conferință de ziua persoanelor cu dizabilități, adică ziua persoanelor în cărucior, în scaunul cu rotile, tineri și copii care au ajuns acolo și accidental, tineri care ieri au fost în floarea și în puterea vieții, în urma unui accident, în urma unui context oarecare, au ajuns în rotile, în scaun cu rotile. Ce durere în sufletul acelui tânăr, ce durere în sufletul acelei familii, ce durere în sufletul acelor părinți, nici nu ne putem gândi la acest lucru, care suntem părinți, nici nu ne putem gândi, nici nu putem să ne imaginăm o astfel de scenă. Ia gândiți-vă la atâția oameni care de o viață sunt în scaunul cu rotile, care nu pot să participe la frumusețea și dinamismul vieții din jurul lor. Oameni oarecum condamnați, să spunem așa, de soartă, de destin. Acestor oameni încărcați de atâta durere, cu o cruce atât de grea pe umeri, am spus atunci, într-o conferință, într-un cinematograf, cum ne putem permite să spunem că le dedicăm o zi? Durerii nu poți să-i dedici o zi. Toate zilele sunt ale crucii care apasă pe umerii noștri dureros. Adică nu ne putem aminti de acești oameni încercați într-o zi. Le spunem, azi ne amintim de voi, azi vorbim frumos de voi și de mâine ne ocupăm de alții. Au alții zile. Pe voi, nu știu dacă vă uităm, dar voi treceți undeva în planul secundar al atenției noastre. Ne putem permite așa ceva? De aceea, pentru mine, ziua de 1 martie nu este ziua mamei. Ziua mamei este și azi, și mâine, și poimâine, și până la sfârșitul vieții ei. Dar dacă vrem să ne amintim mai deosebit, nici acest lucru nu cred că ne este permis, de mama, putem să considerăm o zi. Dar ziua prin excelență care ar trebui să fie dedicată mamei ar fi ziua de bună vestire.
Nu intru în detalii acum. Când ființa unică a Pământului, femeia, adică în cazul acela Fecioara Maria, a spus da lui Dumnezeu pentru mântuirea întregului neam omenesc în colaborarea ei cu Dumnezeu. Aceea da. Ce este o zi deosebită în acest univers în care să ne amintim mai deosebit, cu mai profund mesaj, de ființa unică care este femeia. Astăzi mi se spunea la radio, eram cu părintele consilier, că ziua de duminică a mironosiților ar fi ziua iarăși în care am putea să credem că e o zi dedicată femeii. Nu, nici aceea nu este, dar despre duminica mironosiților, într-un anumit cadru, o să amintesc ceva în seara aceasta. Ce ne spune Biblia? Iată că a trecut atât de mult timp și încă n-am intrat în temă. Ce ne spune? De ce am spus ce ne spune Biblia și semnul întrebării? Pentru că aș dori în seara aceasta să vă arăt că femeia mama sau femeia, care nu este mamă, pentru că nu poate, așa cum am spus, este o ființă unică, dar nu eu s-o spun. Niciun alt om de știință, niciun sociolog, filozof, teolog, sfânt părinte și așa mai departe. Nimeni din spațiul gândirii și reflecției umane să nu afirme acest lucru. Ci Biblia, adică cuvântul lui Dumnezeu. Pe noi toți ne interesează să vedem dacă Dumnezeu numește această ființă unică. Și o socotește unică. Și ce ne spune Biblia în acest sens? Pentru ca să mă puteți urmări mai bine, aș vrea un foarte scurt cuprins, o structură a prelegerii mele, să o vedeți aici. Un prim punct, demnitatea și menirea femeii. Și după cum puteți să vedeți, ce ne spune Vechiul Testament despre motivația creierii femeii? De ce a fost creată femeia de Dumnezeu după ce îl crease pe Adam, o să vedeți, ca ființă perfectă? E logic, e rațional să ne punem întrebarea dacă Dumnezeu a creat o ființă perfectă și veți vedea imediat de ce a trebuit să mai creeze încă o ființă lângă el, tot perfectă. Și dacă au fost ființe perfecte, cum a fost posibilă căderea lor? Motivația, deci, a creierii femeii, demnitatea și menirea ei. Demnitatea și menirea ei. Și poate că ar fi suficient ca să vorbim despre femeie, despre mamă și numai din aceste trei puncte de vedere. Și apoi ce ne spune Noul Testament despre aceste lucruri de aici. Adică despre demnitatea și menirea femeii. Într-un alt cadru de referință, punctual, provocarea lumii contemporane. Culmea, la adresa mamei, la adresa femeii. Poate niciodată această ființă unică n-a fost mai provocată ca și astăzi. Și să vedem cum este ea provocată și cum ar trebui să răspundă și să o ajutăm să răspundă noi toți la provocările lumii contemporane. Și eu numesc numai două acum, în seara aceasta. Căsătoria surogat, adică atâtea fete care își doresc să întemeieze o familie, care doresc să fie mame, de multe ori cad victimă datorită societății în care trăi. Repet, cu acele caracteristici deloc pozitive, ci negative. Secularizată, ultraglobalizată și așa mai departe, spun, cad victimă unei căsătorii surogat. Vreau să vedeți despre ce este vorba. De aceea, poate că la astfel de teme, sau altfel spus, la o astfel de temă ar fi trebuit să fie toți tinerii din Chișinău astăzi. Nu pe mine să vină să mă asculte, ci
temele, sau mai bine zis, provocările cu care se confruntă și nici nu știu de multe ori. Toți tinerii de pe stradă, din școală, toți ar fi trebuit undeva să ne întâlnim și toți să audă aceste lucruri, pentru că, într-un fel sau altul, toți sunt victime ale unei astfel de societăți, cum am spus, în derivă în care societate trăim. Și cea mai mare provocare, avortul. Și o să vedeți că avortul poate fi privit din două puncte de vedere și noi stigmatizăm femeia, că ea face avortul, nu bărbatul. Dar cât este de vinovat bărbatul în tot acest flagel al societății noastre? Dumneavoastră știți, e cutremurător ce vă spun acum. După ultimele statistici, din 1958-59 încoace, până în 2016, dumneavoastră știți câți copii au fost avortați în România? 22 de milioane. Deci, încă o dată, poporul român s-a ucis singur. Deci, un popor s-a ucis. Păi cum să așteptăm bine? Viața este darul lui Dumnezeu. Când am luptat și luptăm, și aceasta este cifra oficială. Gândiți-vă dumneavoastră ce este în spatele cifrei oficiale. Cum să ne așteptăm la bine? N-avem cum. Când lupți cu Dumnezeu, ca și Iacob din Vechiul Testament, nu poți să te alegi decât cu răni. Și cu răni adânci. La nivel individual, la nivel colectiv, la nivel național. Cu răni adânci. Și suferim în trupul nostru datorită unor răni adânci. Acum, toți împreună. Și ultima problemă pe care aș vrea să o abordez, Dumnezeu cinstește femeia, iarăși cu semnul întrebării. Și o să vedeți de ce. Cinstește Dumnezeu femeia într-un mod deosebit, poate mai deosebit decât pe bărbat, nu că l-ar neglija, dar femeia este într-o altă relație cu Dumnezeu decât bărbatul. De aici statutul ei de ființă unică. Acest lucru ar trebui să știm mai mult bărbații, acest lucru ar trebui să știe tinerii mai mulți, mai mult și mai mulți, despre ce însemnează sau ce va însemna prietena lui de acum și viitoarea lui soție. Ce va însemna pentru el? Ea nu este un partener de viață. Soția nu este un partener de viață. Bărbatul care crede că soția lui e un partener de viață are toate șansele ca în familia lui să nu fie deloc fericit. Sunt, dragii mei, doar câteva nuanțe la care aș vrea să reflectăm în seara aceasta. Pun o întrebare pe care dumneavoastră o vedeți aici. De ce sunt în închisori mai mulți bărbați decât femei? A fost o întrebare concurs, despre care a relatat nu cu mulți ani în urmă un ziar francez. Eu am să răspund la această întrebare. Sigur că nu putem acum să purtăm un dialog pe marginea acestei întrebări. Rapid, în mintea dumneavoastră, încercați un răspuns. Și fără să vă întreb personal, individual, să vedem răspunsul pe care am să-l dau și o să-l vedeți imediat, dacă se potrivește cu reflecția dumneavoastră. Și această întrebare este deosebit de importantă. De ce sunt în închisori mai mulți bărbați decât femei? Poate că v-ați și dat un răspuns și acum haideți să vedeți cine a câștigat răspunsul,
cine a câștigat concursul și prin ce răspuns. Și răspunsul care a câștigat acest concurs a fost acesta, pe care îl vedeți dumneavoastră acum. Pentru că în biserici sunt mai multe femei decât bărbați. Și dacă sunt mai multe femei decât bărbați, de ce sunt mai multe femei decât bărbați? Este o întrebare la care, în primul rând, știți cine trebuie să răspundă? Iarăși, din nou, o interogație pentru dumneavoastră. Și tot eu vă răspund. Noi. Adică eu și cei ca mine. Adică biserica. Trebuie să spunem deschis. Și dacă vom ocoli răspunsurile și provocările directe, întrebările și uneori lipsa răspunsului sau răspunsul pe care deja îl avem de la societate, dacă vom ocoli câteva adevăruri absolut clare cu care ne confruntăm, vom pierde. Și am pierdut destul de mult până acum. Deci, iată un moment în care trebuie să vedem sau să înțelegem că răspunsul la această întrebare stă în sarcina noastră. Și acum mergem mai departe la această temă extraordinară, demnitatea și menirea femeii. Și să vedem ce ne spune Vechiul Testament mai întâi, adică Cuvântul lui Dumnezeu. Și aceste lucruri nu trebuie să le uităm și să le avem mereu în mintea noastră. Și să le citiți, să le recitiți, mai ales după ce aflați acum câteva lucruri. Iată ce spune Vechiul Testament și citim mai întâi textul și eu după aceea o să vi-l explic puțin. Dumneavoastră veți vedea imediat pe slide și câteva cuvinte grecești. Nu e nevoie să știți grecești. Nici nu vă căzniți să le citiți. Le-am scris acolo și o să vedeți de ce. Pentru că noi, ceea ce avem în Biblia noastră, este traducerea textului original. Niciodată o traducere nu redă fidel sensul textului original. Și de aceea Biblia nu poate fi tălmăcită sau interpretată de oricine. Ea poate fi citită de oricine, dar nu poate fi interpretată de către oricine. Dar aceasta este o altă problemă vis-a-vis de rolul Scripturii în viața noastră, importanța Scripturii sau, altfel spus, ce este Biblia? Dumneavoastră mi-ați spune foarte simplu Cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Nu, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dar este chiar mai mult decât atât. Dar nu în seara aceasta. Ce spune Vechiul Testament despre, mai întâi, motivația creierii femeii? Și aș dori un text să-l citim și de acolo să înțelegem mesajul acestui text. Să vedem de ce a creat Dumnezeu femeia și cum a creat-o. Și care-i menirea ei? Care este rolul ei? Haideți să citim textul din Facere, din capitolul 2, prima carte a Bibliei, versetele 19-20. Citim acest text și ceea ce este subliniat este important, nu că ceea ce nu este subliniat nu este important, dar asupra ceea ce este subliniat ne vom concentra atenția puțin mai mult. Și din pământ a mai zidit Domnul Dumnezeu toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la Adam ca să vadă cum le va numi. Și oricum va numi Adam toată ființa vie, ea așa se va numi. Și a pus Adam nume tuturor dobitoacelor și tuturor păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Și acum, atenție și e important. Dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor pe potriva lui. Ce avem aici? Avem de-a face cu o ființă perfectă. Dacă el n-a contribuit cu nimic la crearea tuturor acestor animale,
tuturor acestor vietăți pe pământ. Cu nimic. N-a participat la apariția lor. Și el a știut să pună nume, dar numele nu era așa fără un rost, ci numele pe care Adam l-a pus tuturor acestor vietăți era în strânsă legătură cu rolul și cu menirea fiecărei vietăți pe acest pământ. Orice mișcă pe acest pământ are un rol. Și Adam a pus nume. Dacă Adam a pus nume și constată Dumnezeu că ajutor pe potriva lui nu s-a găsit, însemnează că Adam era o ființă perfectă. Și a ieșit din mâna Creatorului perfect. Mergem puțin mai departe. Și acum, după această ființă perfectă, o să ne trezim acum cu crearea unei alte ființe. Și să vedem ce rol avea ea, această ființă. Și rolul ei și al doilea segment din textul facerii, următoarele versete, ține de demnitatea femeii pe lângă rațiunea creierii ei. Deși rațiunea creației ei și demnitatea ei în acest text pe care dumneavoastră îl vedeți acum. Îl citim și apoi vă explic câteva lucruri. Atunci Domnul Dumnezeu a adus asupra lui Adam un somn adânc și l-a adormit. Și a luat una din coastele lui și locul ei l-a plinit cu carne. Iar coasta pe care Domnul Dumnezeu o luase din Adam a prefăcut-o în femeie, cum a creat Dumnezeu Universul. A zis și s-a făcut. Ce este Dumnezeu atotputernic. A prefăcut-o în femeie și a adus-o la Adam. Imediat vă explic ce înseamnă aceste cuvinte cu roșu în greacă. Din textul Septuaginte, părinții și teologii care sunt aici știu despre ce este vorba, adică prima traducere a textului ebraic în limba greacă. Și a zis Adam, și acum auziți ce spune el. De data aceasta, iată os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie. Îi pune numele Adam. Îi dă un sens. Pentru că a fost luată din bărbatul ei. Nu Dumnezeu o numește, ci Adam îi pune nume. Și o numește femeie. Și avem o concluzie aici, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni sau se va lipi de femeia sa și cei doi, atenție, vor fi un trup. Haideți să ne oprim puțin la text. Dumneavoastră, în seara aceasta, trebuie să aveți și bucuria de a avea privilegiu să asistați chiar și la un curs. Multe din aceste lucruri le fac cu studenții mei, desigur, la un alt nivel, dar dacă careva dintre dumneavoastră n-ați fost niciodată studenți, mergeți acasă în seara aceasta și spune soțului sau soție, uite, știi cu cine ai tu de-a face de acum, în seara asta? Uite, cu un student sau un student. Eu am participat la un curs și de aceea eu sunt student sau sunt student. Asta ca să vă descrățiți puțin fruntea și să puteți să urmăriți mai departe explicația. Dragii mei, ce avem aici? Un mod cu totul aparte al creierii femeii. Dar ceea ce ne interesează pe noi acum în mod deosebit este numele pe care Adam îl dă acestei ființe creată din el, din perfecțiunea lui, din materia lui, din ceea ce a pus Dumnezeu în el. Dumnezeu nu întâmplător a creat femeia în acest fel. Putea să o creeze altfel, cum l-a creat pe Adam, cum a creat alte vietăți. De ce a creat-o din ființa Adam? Tocmai pentru a forma o unitate, și dragii mei, aici stă misterul tainei căsătoriei. Deci cei doi devin un singur trup. Când preotul în fața Sfântului Altar ia mâinile celor doi, le unește
Și preotul ține mâna lui peste mâinile lor. Cele momentul epiclectic, cum se spune, adică de invocarea Harului Divin, și spune atunci preotul: și unește pe robul tău cu tare, cu roaba ta cu tare. Atunci cei doi devin una. Din momentul acela ei nu mai sunt două persoane, deși își păstrează fiecare individualitate, ci un singur trup. Trupul vieții de familie. Și Adam, ca ființă perfectă, o numește pe Eva ca și pe celelalte viețuitoare, pune un nume în funcție, atenție acum, de menirea ei. Și anume, dacă el a fost perfect, de ce trebuia să-i creeze Dumnezeu o altă ființă lângă el? Nu avea nevoie. E logic. Dacă ești perfect, nu ai nevoie de nimic altceva lângă tine. Nu ai nevoie de nimic altceva, de ajutor și așa mai departe. Și atunci ne întrebăm, logic, de ce a creat-o Dumnezeu pe femeie, pe Eva? Și de ce Adam o numește ghinii, femeie? Pentru că acesta e momentul în care Dumnezeu i-a arătat lui Adam că nu-l vrea singur, că Dumnezeu nu-l vrea pe om singur, nu-l vrea singular, ci în comuniune. De aceea și Dumnezeu este întrăit în persoană. Și i-a creat o ființă lângă el, din ființa lui, care se alunge singurătatea, pentru că el ar fi fost singur și în singurătate, dacă rămânea el singur cu el. Și femeia a fost creată ca să-i aducă lui Adam comuniunea, să arate că se trăiește în comuniune, nu în singurătate și nu în mod singular. I-a dus lui Adam fericirea prin alungarea singurătății. De aceea cei doi se vor realiza de acum unul prin celălalt. Iar această ființă folosită din ființa lui Adam. De aceea sunt una împreună. De aceea în căsătorie, și atenție, dragi tineri, și spuneți și altora și faceți-vă misionari în lume. Tot ce auziți în seara aceasta, spuneți și altora. Am spus de atâtea ori, menirea omului de astăzi, a acestui timp, este aceea de a fi misionar, în sensul de a aduce și pe alții unde este el, adică la Hristos. Acesta este statutul adevăratului creștin. Puneam și aseară, vă spun și dumneavoastră și spun pretutindeni pe unde merg. Dacă în biserică te duci doar tu singur și nu vezi în fața ta, în spatele tău, în dreapta ta, în stânga ta, o altă persoană pe care tu s-o fi adus în biserică și la Hristos, prezența ta singulară în biserică nu este de ajuns pentru trupul bisericii, pentru trupul lui Hristos, care este biserica. Abia când vei vedea pe altcineva, cum am spus, în jurul tău, atunci ești împlinit, atunci ai îndeplinit rolul de misionar în lume. De aceea, toți care sunteți în seara aceasta aici, mergeți din seara aceasta mai departe, acasă, la serviciu, cu colegi și așa mai departe. Și încercați ceva să le spuneți din ceea ce înseamnă misterul om în general și misterul mamă sau femeie-mamă în special. Altfel spus, altfel tradus, toți tinerii care sunteți aici, spuneți colegilor voștri pentru ce vă pregătiți, ce așteptați și ce va însemna pentru voi familia, căsătoria și ce ar trebui să însemne. Și câte destine astăzi ar trăi în fericire și împlinite dacă ar ști aceste lucruri. Ce înseamnă familia? Deci, ghinii de aici însemnează femeie, adică tovarășe de viață, cum se spune. Partener de viață, dar nu de viață singulară, ci de viață comunitară, în comuniune cu cel de lângă el. De ce acest cuvânt aici și de ce o numește Adam așa, adică partener de viață, de comuniune?
Pentru că atunci când Domnul Dumnezeu creează pe om și îl creează pe bărbat și amintește de el, pe bărbat îl numește, spune în Cartea Afaceri, în capitolul 1, l-a creat bărbat și femeie. Când vorbește de cei doi. Și acolo, pentru bărbat, este cuvântul arsen, care însemnează gen masculin, iar pentru femeie, în original, este cuvântul tili, care însemnează gen feminin. Știți de ce am accentuat acest lucru? De ce spun acest lucru? Ca să vedeți că prima căsătorie, prima familie în rai, n-a fost formată din două persoane de același sex. Adică din doi bărbați sau din două femei. Și Dumnezeu a creat doi, gen masculin și gen feminin, pe care i-a unit în taină căsătorie. De aceea, alte căsătorii de astăzi sunt anormale. Sunt împotriva revelației, sunt împotriva firii, sunt împotriva actului creatural al lui Dumnezeu. Sigur că nu o să insist asupra acestui lucru foarte mult. Ceva, o frază, două am să spun când ajung acolo despre acest nefiresc al timpului nostru. Iată, iubiții mei, motivul creierii femeii de către Dumnezeu, demnitatea ei, ce demnitate are, de ce este numită ființă unică sau de ce am numit-o ființă unică și trebuie să știți și să fiți conștiente că sunteți ființe unice în acest univers. Și acum, care este menirea familiei acesteia? În Facere 1.28, Dumnezeu spune așa, i-a binecuvântat, deci nu există căsătorie în afara binecuvântării lui Dumnezeu, ci doar contract social, sau cum vrem noi să-i spunem. Căsătorie există numai cu binecuvântarea lui Dumnezeu. I-a binecuvântat și le-a spus. Și acum le-a arătat menirea lor, rolul lor. Creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și îl stăpâniți. Avem două verbe acolo, care sunt subliniate și cu culoare. Creșteți și vă înmulțiți. Pentru cei care, probabil de aici, teologi, preoți, știu greacă, avem acest verb de aici pentru creșteți, care însemnează a spori în maturitate. Adică a spori în ce? Și în a înțelege ce sunteți voi cei doi, binecuvântați de Dumnezeu. Adică să crești, să sporești mereu în înțelegerea acestei taine și în înțelegerea celui de lângă tine. Aceasta înseamnă, sau acesta este sensul primului verb, creșteți de aici, axano. Și mai departe spune, înmulțiți-vă, nu stați singuri. Vedeți, din nou, ideea de comuniune. Nu stați singuri, nu v-am creat să fiți singuri. Înmulțiți-vă. Și aici avem verbul plitino, care însemnează a înmulți numărul. Adică avea copii. De aceea menirea fiecărei familii este de a avea copii. Și astăzi societatea nu vrea familii cu copii în mod paradoxal. Cu toate că știm toți că o societate în care familia este prăbușită și ea se prăbușește după prima. Și cu toate acestea, în societatea de astăzi, instituțiile, parcă tot mai puțin instituțiile abilitate ale statului, ale societății, parcă tot mai puțin insistă asupra sprijinului familiei de a avea copii. O să vedeți de ce. Deci eu nu sunt interesat de așa ceva. Deci, iată provocările, dragii mei, cu care ne confruntăm în societatea de azi și de ce aceste teme trebuie, cum se spune la Biblie, din vârful turnurilor bisericilor, trebuie să răsune în lume. Nu dintr-o sală oarecare de conferință, nu dintr-un anfiteatru de curs și așa mai departe. Metaforic vorbind, de pe turnurile bisericilor, în lume trebuie să răsune ca niște difuzoare enorme aceste teme pentru a ști omul ce este el, pentru a ști tânărul de astăzi ce este și ce va fi mâine și cine este cel de lângă el și ce înseamnă căsătoria lui și de ce trebuie să se grăbească pentru acest pas unic care este familia creștină. Ce ne spune Noul Testament despre demnitatea
și menirea femeii. Avem un text. Din Epistola către Timotei, din capitolul 2, a doua epistolă, în care se spune așa. Femeia se va mântui prin naștere de copii, dacă cu simplitate rămâne în credință, în iubire și în sfințenie. Pe noi ne interesează acum, din acest text, în mod deosebit, acest cuvânt, acest verb de aici, a mântui și expresia naștere de copii. Dragii mei, adesea acest text a fost interpretat de către, și de către teologi, de către bibliști, în sensul că femeia se va mântui, în sensul de mântuire religioasă, de realizare în Dumnezeu, mântuire de care vorbim finală a fiecăruia dintre noi, dacă va avea copii. Ne întrebăm, dar cele care nu au copii atunci, ele nu se izbăvesc? Nu se mântuiesc? Aș vrea acum să vedeți ce înseamnă acest verb de aici, a mântui, sozo, în original. Cuvântul acesta, a mântui, nu se referă numai, și reținem toți acest lucru, la mântuirea spirituală, religioasă, de care vorbim în biserică, ci și la izbăvirea de pericole naturale, boli, moarte, apărare, salvare, mântuire. Adică, dragile mele, mame și viitoare mame, nașterea de copii vă ferește de pericole, de boli, de boli grele, de moarte, vă apără viața, vă salvează viața. Asta spune Dumnezeu prin Sfântul Pavel. Femeia se va izbăvi și de boli, și de pericole, și de tristețe, și de calamități naturale și alte lucruri prin naștere de copii. Deci nu refuzăm copiii în viața noastră și nu-i aruncăm, nu-i ucidem. Și avem aici, eu am cules pentru cei care pot să urmărească mai bine acest lucru, sensul acestui verb din limba greacă, din original, care, uitați-vă aici, ce însemnează eliberare și de boli, eliberare de puterea demonilor, eliberare de judecată, de păcat, aduce salvare, te ferește de moartea veșnică, de pericole, de diferite catastrofe și așa mai departe. Deci iată ce înseamnă nașterea de copii. Iar acest termen de aici, tehnogonia, de aici de jos, însemnează naștere de prunci. Dar, poate se întreabă cele care n-au copii. Și atunci noi nu vom fi de toate acestea ferite, dacă nu putem să avem copii. Acestea pot să nască copii în credință. Nu neapărat prin taina botezului, că poate nu ajunge o femeie să nască un copil prin taina Sfântului Botez. Dar poți să naști un om în credință, să-l aduci la o viață nouă, prin felul tău de a fi, prin modul tău de a fi creștin, prin faptele tale, prin relația ta cu Dumnezeu, prin sfaturile pe care le dai, prin modelul pe care îl arăți de ființă unică în lume. Poți să naști la o viață nouă un om. Tot naștere de prunci este, de copii, la o viață nouă. Deci, sigur, mai departe aici, fiind taina lui Dumnezeu. De aceea, menirea familiei creștine este de a avea copii, nu de a-i arunca la marginea societății. Provocările lumii contemporane. Sigur, mă refer în schiță doar, și prima mare provocare este cea venită din partea mereu acestei societăți, care îl vrea pe om, cum? Omul robot. Societatea de astăzi nu vrea mame și nu vrea copii. Societatea de astăzi vrea omul robot, adică omul care să lucreze 24 din 24 de ore, care să nu se gândească la casa lui,
care să nu se gândească la familie, să n-aibă familie, cu atât mai mult copii, să știe că după ce trec orele la lucru, atât cât lucrează el, 8, 9, 10 ore, acasă îl așteaptă un copilaș, un zâmbet, care îl îmbrățișează sau o îmbrățișează pe mamă, cu care să se ducă de mânuță în parc, să se joace acasă, să se plimbe cu el, să-l sărute, să-l îmbrățișeze, să-l certe și apoi să-l ierte sau să fie iertat. Copiii ne iartă cel mai repede, pentru că iau sufletul nevinovat. Nu vrea societatea astfel de oameni care să se concentreze din fața mașinăriei, din fața producției, care trebuie tot mai multă să fie ca să se vândă și să se cumpere. Nu-l vrea pe om tată și mamă, ci om robot. Iar dacă se îmbolnăvește, se strică și, dacă e posibil, mai puțină reparație. Înlăturarea lui și la marginea societății. Avem atâtea exemple în acest sens, în mijlocul nostru, și nu insist asupra acestui lucru. Așadar, împotriva unor astfel de concepții avem de luptat creștinii și biserica. Societatea de astăzi trebuie să înțeleagă că n-are nevoie de omul robot în ea, ci de mamă și de tată, de omul cu menire familială și comunitară. De asta are nevoie o societate sănătoasă. Altă mare provocare în acest spațiu este cea legată de căsătoriile surogat. Adică, ce înțeleg prin aceasta? Foarte mulți de astăzi spun că sunt căsătoriți și se acceptă căsătoriile surogat și societatea îi ajută să întemeze astfel de familii. Societatea le spune așa: nu e nevoie să întemeiați o familie, să aveți copii. E foarte greu, asta spune societatea în provocare ei. E foarte greu ca tu să te căsătorești, îi spune mereu tânărului. Știi când trebuie să te căsătorești, spune o societate fără Dumnezeu, care urmărește din tine omul robot al ei. Îl spune așa: tu trebuie să te căsătorești când ai o casă. Ai o casă acum? Păi n-am o casă. Când ești realizat profesional, în culmea realizării, ești acum realizat profesional, ai scris toate cărțile câte le-ai avut în intenție, dacă ești într-un astfel de spațiu, ai ajuns marele profesor, marele inginer, marele specialist, indiferent unde ești? Nu. Bun, știi când mai poți tu să te căsătorești, tot societatea spune. Când ai bani, când ai un cont. Păi ce bani ai tu? Și încet, încet, inoculează tânărului că el nu se poate căsători acum. Dar când ai o casă ta, când ești în culmea realizării profesionale, când ai bani în conturi, în conturi poate putea niciodată. Dacă mergem tot așa, cu atât mai mult o casă, dar mi-te realiza profesional. Și atunci, dragii mei, dragi tineri, cât sunteți aici, ne căsătorim când e vârsta căsătoriei și apoi împreună ne facem o casă. Ce frumos e să-ți faci casa împreună. Ce frumos e să visezi la casa pe care o faci împreună în familia ta. Ce frumos este să te poți realiza profesional unul prin celălalt. La un moment dat, unul să se retragă, să dea voie celuilalt să meargă înainte. Și apoi când el a ajuns unde v-a realizat, să se retragă și să lase pe celălalt să meargă înainte. Ce frumos este așa. Și dacă e vorba și de bani în bancă, în conturi, ca să avem, pe tot împreună adună. Dar nu fiecare cu contul lui și nu știe unul de contul celuilalt. Și astea sunt căsătoriile surogat. Adică, în acest cadru de referință, căsătoriile de probă, asta se practică. Pretutinde, ce căsătorie de probă? Ce să probezi în ființa iubită? Adică, ca și cum pe ea o consider ca pe un pantof, ca pe o sanda pe care o încerci, o porți un timp și o arunci, dacă nu-ți mai convine. Ai probat încălțămintea. Păi, ființa iubită e un pantof de probă? Asta este ea?
Ce căsătorie de probă? Cum să încurajăm așa ceva? Din toate puterile trebuie să luptăm împotriva unor astfel de concepții. Mai departe, căsătorii concubinaj, adică contractuale, consensuale, concubinaj oficial, culmea, în care căsătorii concubinaj, celelalte parteneri de viață doar, un tovarăș de viață oarecare, pe care le schimb când vrei. Cunoaștem astfel de concepții, a, nu poți tu să vii în concediu acum? Ești ocupat, e mult de lucru? Că sunt alt partener, nu-i nicio problemă. Mergem mai departe, în concediu. Acum mergem la terasă, în seara asta, să mâncăm o pizza, să bem o bere. Tu plătești sau eu plătesc? Păi tu plătești. Foarte bine. Dar nu uita, mâine seara plătesc eu. Sau invers, acum plătesc eu, dar nu uita, mâine seara tu plătești. Și asta nu-i familie. Și asta nu-i familie. Și asta este o căsătorie contractuală, consensuală, cum vreți să o numim. Și convine de minune societății de astăzi astfel de căsătorii surogat. Nu mai vorbim de căsătorii naturale, cele de care vă spuneam, adică simplu spus, negru pe alb, cu subiect și predicat, mi-e urât când aud la televiziune câte unul spune cu subiect și predicat, spune, el nici nu știe ce e subiectul și predicatul. De aceea spune cu subiect și predicat, vă spun, la aceste televiziuni de scandal de astăzi. Și atâția care sunt în fruntea noastră și ei vorbesc, acum vorbesc cu subiect și predicat, ei nu știu că de fapt folosesc o frază cu propoziții subordonate, concesive, cauzale, etc. Ei vorbesc cu subiect și predicat, tocmai că nu știu ce e subiectul și predicatul. De aceea sunt în fruntea noastră, în fruntea societății de astăzi. De aia mergem cum mergem. Că rămânem doar la subiect și predicat. Revin. Cu subiect și predicat, dacă vreți. Adică căsătoriile între persoane de același sex. Căsătoriile de homosexuale. Noi nu trebuie să evităm acest lucru, să ne fie rușine să vorbim. Și asta este o realitate a societății. Este un segment al societății noastre. Mic, cum este el? Sau mare? Nu știm. Dar vreau un lucru să vă spun. Eu nu sunt pentru alungarea acestor oameni la marginea societății. Pentru marginalizarea lor, pentru stigmatizarea lor. Nu. Vă rog, care sunteți interesați mai mult de părerea mea și de felul în care am tratat această problemă sensibilă în Cluj, la Casa de Cultură a Studenților, frate, la peste 1000 de oameni, și cu mulți homosexuali în sală. Acolo veți vedea care este concepția mea și o spun, ei trebuie să fie subiect de misiune pentru noi. Noi nu-i aruncăm. Și pentru biserică, și pentru fiecare creștin. E o problemă dificilă, e o problemă grea, ei trebuie să fie ajutați să-și depășească o scădere a ființei lor. Un minus, o sincopă a vieților biologice, care ține cât ține de o înclinație păcătoasă. Și noi toți trebuie să luptăm împotriva înclinațiilor păcătoase, că dacă stăm de vorbă cu ele, ce mai este din viața noastră? Ori Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, nu insist acum că nu este subiectul, în capitolul 1, de aceea, vreau să fac o paranteză și să spun că acesta nu e un păcat, cum se spune, păcatul modern al timpului nostru. Nici vorbă de așa ceva. Sau grozăvia timpului nostru. Nu. La anul 58, în primul secol creștin, în a doua jumătate, când Apostolul Pavel scrie epistola către romani și o trimite creștinilor din Roma, de undeva din Corint, în primul capitol, jumătate din el îl dedică aceste probleme a homosexualității. Și le spune, întrucât ei n-au vrut să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștință, Dumnezeu i-a lăsat unor patim de ocară ca bărbații să săvârșească rușinea între ei și femeile la fel. Am parafrazat. Ce trebuie să reținem de aici? N-au vrut să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștință. Păi, iubiții mei, în viața noastră există tendința spre păcat mai ușoară.
Puneam și aseară, copilul mic are în el de mic tendința și inclinația de a fi foarte mândru. Nimeni să nu fie ca și el. Și dau acest exemplu și dumneavoastră pe care l-am dat și aseară. Eu obișnuiesc când întâlnesc câte o fetiță de asta micuță, o păpușă de asta, așa toate sunt păpușe, toate sunt păpuși, toți copilașii sunt îngerași și spun, uite, știi ce? Eu n-am întâlnit o fetiță mai frumoasă decât tine. Te întreb pe tine, oare există în lumea asta o fetiță mai frumoasă decât tine? Nu! Adică ce spune ea imediat? Că ea e pe locul întâi. Și că dacă ea spune că există o fetiță tot așa de frumoasă ca și ea sau mai frumoasă decât ea, s-a supărat. Deci atât tendința omului de a fi primul. Asta are de a face ceva cu orgoliu, chiar dacă nu este el realizat și perceput ca și păcat și așa mai departe. Și am dat numai un exemplu. Nu mai vorbim de înclinațiile firii păcătoase spre păcatele trupului. De asta nu mai vorbim. Și atunci ce facem noi? Păi ne înfrânăm. Ținem în frâu toate aceste tendințe păcătoase din noi, toate aceste slăbiciuni. La fel trebuie să facă și ei. De aceea, în acest efort pe care trebuie să-l facă, noi trebuie să le fim alături. În sfat, în înțelegere, în răbdare cu ei și nu aruncându-i la marginea societății. Dar aceasta, sigur, este o altă problemă. De aceea, biserica nu poate să accepte și nu va accepta niciodată această absurditate a căsătoriilor dintre homosexuali, pentru că aceasta nu e căsătoria naturală. Și știți ce e trist în societatea noastră acum? Că noi am ajuns să adunăm semnături, cât or fi ele, 3 milioane și cât or fi în România, pentru ce, dragii mei? Pentru a instaura normalul în societate. Și pentru a nu lăsa ca anormalul să fie normal. Păi cum se poate întâmpla să trăim într-o astfel de societate? Ce am ajuns noi astăzi? Să luptăm pentru normal? Să încercăm să aducem sub scutul legii anormalul? Dacă vă uitați la conferința de care vă spuneam, puteți să accesați simplu numele meu și veți vedea toate conferințele din Cluj. Și pe mine m-a întristat atunci, la urmă a venit președintele Provita din Cluj, un doctor absolut apreciabil, un om deosebit, și spune, pe scenă a venit lângă mine și față la atâția oameni și spune, părintele Tofan este un, nu știu cum a spus, un erou, cred. Cum? Erou. Păi pentru ce am fost erou? Pentru ce să fiu erou? Pentru că a spus, a avut curajul să spună lucrurilor pe nume. Pe cum să fii erou când spui normal? Deci noi am ajuns să fim eroi, considerați de alți eroi, când mărturisim adevărul și normalul. Ce este tragicul, să știți, societății în care trăim. Și astfel de aprecieri nu pot să fie decât tragice. Și nu poți decât să te supere, nici într-un caz, să te flateze. Acestea sunt provocările lumii contemporane. O altă provocare cu care închei provocările și trec la ultima parte și închei prezentarea mea, avortul. Am spus flagelul în interiorul acestui popor. Avortul, dragii mei, este de două feluri catalogat în general, ca să nu intrăm în toate amănuntele, conștientizat și neconștientizat. Ceea ce este trist este avortul conștientizat, când aruncăm copilul din viața noastră, din pântecele mamei, la gunoi. Poți să arunci o viață la gunoi? Adesea se spune și inoculează ideea, iarăși, o societate ca cea în care trăim, e greu să ai 2 copii, 3 copii în zilele de astăzi. Bun, dar ce faceți ca să nu fie greu?
e greu cu salariul pe care îl ai să ai 3 copii sau 4 copii, dar de ce îmi dai acest salariu? Etc., etc. Și atunci îți spune așa, până nu-i prea târziu, poți să faci un avort. Adică până nu simți că mișcă în trupul tău ființa aceea. Ia uitați-vă dumneavoastră ce spune un mare medic într-un congres care a avut loc în Statele Unite vis-a-vis de viață. De când devine fătul viață în pântecele mamei? Atenție la acest lucru. Omul este ființă vie din momentul concepției sau a zămislirii, de atunci are statut de ființă vie. E un joc de cuvinte. Dar iată ce spune Christopher Katzor într-un articol care a fost prezentat ca paper, ca și referat la un congres de la New York. Și acest articol este publicat, îl vedeți aici, în 2011, pagina 904, pentru cei care vă interesează, simplu accesați acest număr, Christopher Katzor. The Ethics of Abortion, etica avortului. Women Rights, drepturile femeii, Human Life, viața umană, and the question of justice, și problema justiției în acest caz. Că și justiția intră pe rol, că e vorba de ucidere. Dar asta este o altă problemă. Acest om spune așa, din secunda în care prima celulă a trupului uman se formează, din secunda care prima celulă a trupului uman se formează, fie prin fecundarea ovului de către spermatozoid, deci concepția, fie prin procesul de fiziune embrionară, cazul gemenilor, acea celulă, atenție, poartă în sine demnitatea umană și dreptul inalienabil la viață. De aici problemele legate de justice, de justiție. Deci din clipa aceea, din secunda aceea, nu când simți viața sfâcnind în tine, atunci este crimă. Ori societatea spune, nu de atunci este crimă. Poți să faci avortul fără probleme în acest caz. Nu mai vorbim de consecințele dramatice pentru sănătatea mamei, pentru sănătatea femeii, urmările în timp, etc., etc., iar de urmele asupra conștiinței, nici nu mai vorbim. Cei care sunt preoți aici știu acest lucru. Noi ne confruntăm singurul păcat mărturisit de nu știu câte ori și la 70 de ani și la 80 de ani. Deși a fost mărturisit de nu știu câte ori. Niciun alt păcat nu este mărturisit de atâtea ori și la o vârstă înaintată ca păcatul avortului. Și se spune, mereu se spune, am pe conștiință, dar ați povedit toată, ați făcut căința, ați fost iertat, dar nu pot să uit niciodată. Deci iată urmările întipărite pe conștiința mamei sau a femeii acestui păcat. Mergem mai departe. Valoarea vieții. Uitați-vă dumneavoastră aici de ce viața are valoare care nu poate fi prețuită. Domnul Dumnezeu l-a zidit pe om din țărână luată din pământ și a suflat, acum e important, a suflat asupra lui suflare de viață. Și s-a făcut omul într-un suflet viu. Adică a devenit din ceea ce nu era, în ceea ce este cu suflet viu. Iar un psalm, psalmul 138, versetele 13 și 16, spune atât de frumos de glasul conștiinței de tine vis-a-vis de ceea ce tu ești. Am ales aceste cuvinte pentru că mi-e îmi plac foarte mult. Și iată ce spune psalmistul, că tu ai zidit cele din lăuntru ale mele, Doamne, tu m-ai alcătuit în pântecele mamei mele. Tu m-ai alcătuit în pântecele mamei mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Ce te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Nu sunt ascunse de tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns.
Nici ființa mea pe care ai urzit-o, ființa mea pe care tu ai urzit-o, în cartea ta, toate se vor scrie. Ce psalm, să nu-l uităm niciodată. Și atâtea ființe urzite de Dumnezeu sunt ucise, aruncate dintre noi și din familiile noastre. Atâtea familii astăzi au în casa lor un cimitir. Și asta nu-i familie. Cu aceste concepții trebuie să luptăm astăzi. Biserica trebuie să stea de pază, trebuie să stea de veghe, școala trebuie să stea de veghe și așa mai departe. Apărând viața. Vă rog să vă uitați la această schemă, tinerii, și nu numai ei. Căsătoria se naște din iubire, acesta e punctul. Și absolut normal să fie așa. Din acea atracție a celor doi. Iubirea, care greu poate să fie exprimată, ce este? Ce este iubirea? Este un sentiment, dar ce sentiment? De aceea iubirea nu prea poate fi mărturisită. Ea are misterul ei care nu poate fi dezvăluit chiar atât de ușor în cuvinte. Ne jucăm cu cuvinte, I love you, I love you, mereu te iubesc, te iubesc. Care repetă mereu cuvintele acestea, acolo ceva nu e în regulă. Acolo ascunde ceva, pentru că iubirea nu trebuie mărturisită, știți foarte bine. Ea se simte. Nu trebuie să spui ființei de lângă tine că o iubești. Nu e nevoie. Că ea simte acest lucru. Și poți să-i spui de un milion de ori că o iubești, dacă simte că nu o iubești. De aceea iubirea este dincolo de cuvinte. Este oarbă? Este și oarbă. Mai când te trezește ea, cam dai cu capul de pereți, cum se spune. Dar are misterul ei. Ei, din iubire cei doi pornesc și se tot duc, dar se depărtează. De ce se depărtează? Pentru că fiecare are personalitatea lui. Fiecare are caracteristica lui. Și în virtutea personalității și a caracteristicii lui, ne tot îndepărtăm de celălalt, că nu suntem identici. Și la un moment dat, vine o săgeată care oprește îndepărtarea celor doi, celei copilul. Și acolo a oprit alergarea celor doi și se naște un triunghi și în acest triunghi frumos trăiește familia. Această săgeată, lăsați-o să vină în viață. Mulțumesc! Ultima problemă și închei. Știu că am depășit timpul de mult, dar nu ne întâlnim foarte des și până când ne mai întâlnim, aș vrea încă un punct să vi-l las spre reflecție. Legat de întrebarea, Dumnezeu cinstește femeia. În textul din Efeseni, epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 33, se spune așa. Și Dumnezeu vorbește prin apostolul Pavel. Și acum, dacă citim acest text, o să spuneți, păi cum să o iubească dacă apostolul Pavel îi spune femeii aceste lucruri. Așadar, fiecare dintre voi să-și iubească femeia sa ca pe sine însuși, foarte frumos, iar femeia să se teamă de bărbat. Păi cum e asta? Acum ați putea să-mi spuneți, părinte profesor, acum a spus că femeia este unică, ființă unică, n-are egal pe pământ,
îl depășește pe bărbat prin menirea ei și acum spune să se teamă de el. Ori este ființă unică, ori nu este. Ce trebuie să înțelegem prin acest text? Cu acest text se încheie apostolul de la slujba cununiei. Și cei care suntem preoți, și eu am văzut de atâtea ori, nu prea ascultă mirii și nașii, nu știu cum se face, nu prea ascultă slujba cununiei, nu rețin nimic, dar când se citește apostolul acesta, imediat nu mai vezi că se cotez, mai ales mirii, adică mirele trage un cot. Ai auzit? Cam despre ce este vorba. Și atunci să știți că de multe ori veneam cu ideea să vorbesc despre ceva la cununie și când vedeam așa ceva, dar nu mai spun de acolo, știți că bărbații stau în dreapta mirului și nașele dincolo și nu sunt lângă o altă. Și se vedeți cum ridică așa, să se uite, să vadă dacă soția a auzit. Dar ce pot eu să constat este că ele se fac că nici nu se uită la ei. Nici nu-i văd. Bun, revin acum la tema respectivă. Ce trebuie să înțelegem prin femeia să se teamă de bărbat? Mergem iar la original, vedeți? Adică avem nevoie de textul biblic original. Și în limba greacă, verbul foveo, acesta, de aici, să se teamă, aceasta este expresia în limba greacă, cea de aici. Însemnează teamă respectuoasă ca unuia care o inspiră și o merită. Și aici, uitați-vă, aici să vă uitați, teamă în sensul de respect, de reverență. De aceea, textul acesta poate fi bine tradus cu femeia să-l cinstească pe bărbat. Dar cum? Și să se teamă poate fi lăsat așa tradus și să-l cinstească. Dar lăsăm să se teamă. Și iată de ce. Teama de aici, de care vorbește textul, este teama pe care o are biserica față de Dumnezeu, dar nu-i greșit. Adică, Dumnezeu face atât de multe lucruri cu noi în viață. Lucruri minunate. Și când spui, mi-e teamă de Dumnezeu să fac aceasta sau acel lucru, nu neapărat că ți este frică, te înspăimânzi, ci îți este jenă să nu-l superi pe acela care a făcut atât de multe pentru tine. Ne întoarcem acum, ca să putea să spune, da, asta e corect în relație cu Dumnezeu, dar cu bărbatul meu. Păi această teamă, în sensul de respect deosebit, vine numai atunci când cel de aici, bărbatul, face în așa fel, n-am mai dat textul, ca să se jertfească, în așa fel își trăiește viața, încât spune, bărbaților, iubiți femeile voastre cum Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Deci când o să o iubești pe femeie așa de mult încât să fii în stare să jertfești viața pentru ea, acum nu să te arunci în lac ca să-i arăți cât de mult o iubești. Nu în sensul acesta. Deci când tu îi vei arăta că atât de mult o iubești încât toată viața ta poate fi sacrificată pentru ea, atunci ea este datoare să te iubească cu această teamă respectuoasă. Asta a făcut Hristos pentru biserică, adică pentru noi, pentru fiecare în parte, că biserica e trupul lui Hristos. Și atunci, noi trebuie să facem bărbații în așa fel încât să merităm această teamă respectuoasă a femeii. Așa trebuie înțeles acest text. Ultima problemă pe care vreau să o abordez este cea legată de mironosițe. Pentru că adesea s-a spus, ziua femeii este duminica treia de după Paști, duminica dedicată mironosițelor. Dragii mei, acea denumire de duminica mironosițelor este improprie. Nu este corectă. Noi așa găsim în calendare,
Duminica mironosiților. Dar nu este corect. De ce erau ele numite mironosițe? Pentru că purtau mir. Aveau la ele mir. Când? În dimineața învierii. Și ce, de ce este important acest lucru? Haideți să ne oprim puțin asupra înțelesului mironosițe. Dragii mei, Iisus a fost rapid înmormântat după moartea Lui, coborât de pe cruce și îngropat, îmbălsămat cu atât cât se putea. Pentru că urmau Paștele iudaic, magazinele se închideau și doar Nicodim a venit cu 100 de litri de aloie. Și îl îmbălsemează pe Iisus, potrivit ritualul iudaic, dar incomplet. Și l-au mormântat. Când a trecut sărbătoarea Paștelui, femeile acestea care l-au urmat pe Iisus au avut în grijă și în preocuparea lor să se ducă repede la mormânt să completeze ritualul de înmormântare. Ritualul funebru de îmbălsămare. Bun. Unde erau apostolii? Deci ele aveau miruri la ele. Unde erau apostolii când ele mergeau spre mormântul cu pază iudaică? Atenție! Cu pază iudaică, cu soldați. Ele mergeau să ungă trupul lui Iisus. N-aveau teamă și erau preocupate de persoana lui Iisus și în moarte. Unde erau apostolii? Unde erau bărbații? Evanghelistul Ioan spune că erau închiși undeva într-o casă, într-o cameră, de frica iudeilor. În original este erau zăvorâți, adică în ușă vor fi pus un dulap, o masă, un pat, nu poate intra nimeni la ei. Deci stăteau fricoși de apostoli și de bărbați în casă, închiși acolo, iar femeile mergeau spre soldații care păzeau mormântul, spre Iisus Hristos mort. Și mort îl iubeau. Și atunci, Iisus înviat, le întâmpină, deci arăt un text din Matei, le întâmpină cu aceste cuvinte. Dar să citim textul din Matei 28, 9-10. Pe când mergeau ele să-i vestească pe ucenici că au văzut înger, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând, deci Domnul înviat le întâmpină. Bucurați-vă, le-a zis, iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Dragii mei, cultul Domnului Iisus înviat, cultul lui Iisus post-pascal, acela în care noi îl adorăm și îl cinstim pe Iisus astăzi, s-a născut în praful drumului, acolo, undeva de la mormânt, venind femeile care i-au îmbrățișat picioarele, i le-au sărutat și s-au închinat lui, iar apostolii stăteau închiși. Și pentru devotamentul lor, pentru curajul lor, pentru dragostea lor, pentru demnitatea lor, pentru lipsa lor de frică, Iisus le-a răsplătit cu primul cuvânt pe care cineva l-a auzit de după înviere. Ele au fost. Bucurați-vă! Acesta este primul cuvânt. Lor le-a transmis bucuria. Numai că, din păcate, noi le cam furăm. Bărbații le cam furăm bucuria ca dar pe care l-a dat Dumnezeu, Iisus. Și atunci ele primesc mandatul post-pascal, nu bărbații, spunându-le, Iisus, nu vă temeți, mergeți și vestiți-i pe frații mei să meargă în Galileea și acolo vă vor vedea. Iar Mariei Magdalena îi spune în Ioan 20, acestea sunt cuvintele importante, du-te la frații mei, deci la apostol și le spune, ce? Măsui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Femeia este cea care a primit știrea, vestea în lume că Dumnezeul cel ceresc este Tatăl nostru și că noi suntem copiii Lui. Dragii mei, acestea sunt câteva crâmpeie din care am putut să vedem femeia mamă, ființă unică. Și ultimul slide, vă mulțumesc pentru atât. Mulțumim din suflet.
Aplauzele arată într-adevăr starea de spirit din sală. Ne bucurăm într-adevăr că a fost o prezentare extraordinară. Mulțumim, părinte profesor. Am redevenit studenți, chiar dacă mai dăunăzi unii mai sunt studenți acum, dar noi care suntem și preoți unii aici în sală, absolvenți ai facultăților teologiei, ne-am simțit din nou studenți. Vreau să vă spunem câteva anunțuri înainte de a începe seria de întrebări-răspunsuri. Sunt mai multe întrebări. Vreau să vă spunem că o să le sintetizăm, că nu o să fie probabil posibil să le citim pe toate și să nu fie cu supărare, pentru că în ceea ce privește subiecte care pot fi desfășurate mai pe larg, cu siguranță că îl vom ruga pe părintele profesor să mai vină, nu doar o dată. Și chiar astăzi discutam în perspectiva unui proiect care e legat de studiu biblic, da? Părintele se ocupă în țara acolo de anume din un aspect foarte important și cu siguranță cred că vom ajunge să facem și pentru, atât pentru preoții din Basarabia, cât și pentru publicul mai larg. Niște formări speciale. Deci, astăzi vreau să vă spun câteva lucruri, câteva anunțuri. Deci, avem printre partenerii evenimentului și Emausul, cel care este centrul de pelerinaj. Doritorii de a face pelerinaj în țară cât și în afară, în România și în alte țări ortodoxe, pot beneficia de serviciile acestui centru de pelerinaj. În același timp avem un anunț legat de școala de psaltică care a început acum sâmbătă. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Petru a fost deschis un curs de muzică psaltică pentru băieți și fete. Este un curs gratuit oferit de părintele arhidiacon Marino Soianu. Da? S-au prezentat 20 de copii sâmbătă. Va fi în fiecare sâmbătă. Programul va fi respectiv, dacă vor fi mai mulți copii, se va discuta de un spațiu anume mai larg unde se pot face întâlniri, pentru că la metropolie nu sunt suficiente spațiile care se pot face ore și dacă vor fi mulți doritori, cu siguranță va trebui și o altă încăpere. Dar faptul că a început ne dă speranță și într-adevăr a fost un succes. Fii cu Doamne ajută! Deci dacă aveți copii care au auz muzical, care doresc să învețe muzică psaltică, o muzică extraordinar de frumoasă, bisericească, vă rugăm să se apropie la metropolie sâmbătă, începând cu ora 1, unde părintele arhidiacon se va ocupa de ei. Materialele le sunt oferite, adică învață notele și toate ce ține de muzica psaltică. Vreau să vă anunț că pe data de 25 martie se organizează la Orhei la ora 12 Marșul pentru Viață. Organizator este părintele Sergiu Aga, consilier cultural, prezent în sală, vă poate oferi detalii. Dar ideea este că părintele fiind și membru în Consiliul Eparhial, adică în Consiliul Metropolitan, reprezintă oarecum Metropolia Basarabiei. Știm că mai există și la Chișinău un marș pentru viață, dar noi suntem implicați sub aspect metropolitan la acesta de la Orhei. Anul viitor probabil va fi mai mare, ne vom implica mai mult. Și la Chișinău vom face un marș mai amplu. Deci vă rugăm, dacă aveți dorință, să veniți la Orhei pe data de 25 martie, la ora 12, să fiți prezenți la biserica în centrul orașului Orhei. Pe data de 26 martie, la ora 1, va avea loc depunere de flori la cimitirul central armenesc, la mormintele celor care au votat unirea, membrii Sfatul Țării, mormântați în cimitirul armenesc. Și la ora 2 va avea loc un concert de muzică patriotică la Teatrul Ginta Latină. Te-ți așteptați cu drag. Ceea ce ține de anunțuri, astea ar fi. Dacă am uitat ceva, o să vă amintesc la sfârșit. Acum vreau doar să
Să începem sesiunea de întrebări și vom asculta răspunsurile. Vreau să dați, să scrieți prezența acolo când vi se dă o foaie și o să citesc prima întrebare. Deci, a fost... Era în felul următor, părinte profesor, dacă Adam era perfect și era cu Dumnezeu, era el oare singur? Sau poate încă nu era perfect? Relația cu Dumnezeu, adică nu era un fel de... Da. Noi trebuie să înțelegem că perfecțiunea lui Adam a fost o perfecțiune relativă, nu absolută. Perfecțiunea absolută are numai Dumnezeu. Perfecțiunea relativă o poate avea omul. Așa că minusul acela cât dintre absolut și relativ l-a făcut pe Adam să cadă. Deci nu putem să vorbim de o perfecțiune absolută pe care numai Dumnezeu o are, ci o perfecțiune relativă care se referă la creație și la om. Așa că în virtutea perfecțiunii relative a fost posibil ca Adam să fie înșelat și Eva de șoapta diavolului foarte inteligent și care a exacerbat omului exact perfecțiunea. Și anume, ce a spus lui, ce a spus Evei mai întâi? Dumnezeu v-a oprit să mâncați din pomii raiului? Din toți pomii? Și Eva a spus da. Nu, putem să mâncăm, dar dintr-unul nu. Că a spus că vom muri. Nu, nu veți muri. Acum e important. Ci când veți mânca, veți fi asemenea lui. Dar el nu vrea să fiți asemenea lui. Ori voi vreți, voi puteți să fiți asemenea lui. Deci a exacerbat mândria, orgoliul și relativitatea perfecțiunii a căzut. Deci tocmai cu perfecțiunea a fost ispitită Eva și apoi, sigur, primul om. Dar problema căderii este una mai amplă, este necesită multă dezbatere și între teologi. Răspunsul foarte pe scurt la întrebarea respectivă este acesta. Diferența dintre perfecțiunea absolută a lui Dumnezeu și perfecțiunea relativă a omului. Vă rog frumos, bărbatul trebuie să se spovedească dacă soția a făcut avort din cauza și pricina lui? Da. Nu a mai fost timp dat acest lucru. Și dacă fac canonul împreună? Dacă? Dacă fac canonul împreună. Da. Sau îl împart la doi. De cele mai multe ori, bărbatul este părtaș acestui păcat în mod direct. Dar alte ori este părtaș prin omitere. Adică transferă toată responsabilitatea pe umerii soției. Și nu-și ia deloc angajamentul vis-a-vis de o altă viață care, din punct de vedere uman, aduce, să spunem, greutate în familie, că e un copil în plus, dar fără să ne gândim că el aduce și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și s-ar putea să aducă mai mult har decât greutate în viața acelei familii. Și atunci, bărbații, fie că o sfătuiesc, fă avort, va fi mai ușor dacă nu vom avea încă un copil, sau pur și simplu dacă femeia îl întreabă, uite, ce să fac? Sunt frământată. Uite, toată lumea spune că va fi greu. Faci ce știi. Deci transferă toată responsabilitatea pe umerii femeii. Și el este la fel de vinovat ca și femeia. De aceea și el trebuie să mărturisească același păcat, complicitatea la păcat. Ba mai mult, de multe ori, femeile sunt instrumentele atunci când comit avortul. Unui întreg complex de situații și de împrejurări din spatele ei. După cum, de multe ori, cel care săvârșește crima e instrumentul numai. Un întreg sistem din spatele lui. De aceea, bărbatul, foarte sintetic spus, bărbatul este la fel de vinovat dacă știe și dacă nu face niciun pas pentru salvarea vieții, ca și femeia. Și păcatul este același, canonul și îndreptarea păcatului în egală măsură și de partea lui.
Părinte profesor, ați menționat, vă arătând triunghiul, iubirea cu familia, soțul, soția și copilul. Dacă un copil nu se poate naște, ce se întâmplă cu această depărtare de care ați pomenit, reieșind din schema prezentată? Adică nu se naște copilul și apare depărtarea. Sigur, aceasta iarăși este o schemă relativă, însăși dorința de a avea copii, de a iubi copii, dar cu care copiii Dumnezeu nu binecuvintează familia respectivă, poate să fie săgeata respectivă, în sensul că sunt atâția copii în lumea aceasta care au chiar nevoie de ajutor. Și ei pot, din atâția copii, prin ajutorul pe care îl fac, să-și formeze sau să-și facă subiecte de iubire a familiei. De atâtea moduri în care poți să ajuți un copil, ca și cum ți-a ajuta propriul copil. Și în momentul în care un ajutor merge spre un copil, este ca și cum l-ai avea. Gândiți-vă, sunt atâția copii care au nevoie de un ban, de o bursă, de plata unui semestru în cămin, în școală, atâția copii dezbrăcați, cu părinți care chiar sunt părinți buni creștini, morali, nu își risipesc banii pe băutură și pe alte păcate, dar atâta pot ei. Acolo un ajutor, fără prea mare popularitate, înseamnă ajutorul față de propriul copil. Un astfel de ajutor și o astfel de slujire a unui copil poate să fie și pentru aceștia săgeata care unește depărtarea lor. O întrebare personală. Eu sunt copilul unei mame care a făcut foarte multe avorturi în viața ei, chiar dacă am impus-o prin lămuriri, dovezi, care sunt consecințele păcatului avortului, am rugat să-și facă spovedania, s-a spovedit, dar până în ziua de azi nu și-a... Înțeleg că nu și-a asumat păcatul. Eu, ca copilul ei, ce trebuie să mai fac ca Bunul Dumnezeu să-i ierte acest păcat? Da, să te rogi pentru sufletul ei și pentru clipa în care se conștientizeze de plin ceea ce a făcut. Iar faptul că tu conștientizezi acest lucru este enorm înaintea lui Dumnezeu și s-ar putea chiar rugăciunile tale și modul tău de a relaționa cu mama din acest punct de vedere să fie într-un anumit moment supremul ajutor pe care îl poți da. Nu pierde speranța în regăsirea mamei tale. Ce sfaturi puteți să dați unei femei care a suferit un avort neconștientizat sau spontan? E foarte greu să abordăm acum în detaliu această problemă. Depinde ce înseamnă neconștientizat, adică poți să pierzi o sarcină în urma unui efort. Sigur că trebuie să te gândești dacă efortul respectiv poate să dăuneze sarcinii sau nu. Deci sunt atâtea motive prin care poți să pierzi o sarcină pe care le-ai realizat mai mult sau mai puțin. În astfel de situație apare sau poate să apară avortul neconștientizat. Discuțiile, sigur, se poartă cu duhovnicul tău, cu el discuți, el cu tine împreună discută contextul și împrejurările în care acest avort s-a produs, împreună judecați cât de conștientizat sau nu a fost acel moment și el este măsură să te sfătuiască, nu să te pedepsească prin canon, ci să te sfătuiască ce trebuie să faci mai departe. De ce diavolul s-a adresat mai întâi Evei și nu lui Adam? Ea i-a venit înainte, probabil că a văzut-o mai frumoasă, mai chipeșă. Chiar nu știu ce să vă răspund. Chiar nu știu ce să vă spun de ce a atacat-o pe ea prima dată. Sigur, sunt multe răspunsuri care țin, își putea să vă răspund de caracteristica biologică a femeii, de înclinația ei. Acum n-aș vrea să supăr, sunt în răspunsuri și răspunsuri. Înclinația ei mai mult spre farmec, spre orgoliu, spre a fi mai mult decât este, etc. Sunt motive pentru care diavolul s-a apropiat mai mult de ea.
Tocmai vedeți că s-a apropiat exacerbându-i mândria și orgoliu propriu și poziția în care este, dar sigur, dincolo de posibile răspunsuri și teologice, ceea ce este important este că diavolul a fost extrem de șiret, foarte inteligent și asta face el. El niciodată nu-ți prezintă ceea ce nu-i logic și necesar. Niciodată. Nici o ispită nu se întinde care nu este logică și din punctul tău de vedere și necesară. Ce a făcut cu Iisus? Un singur exemplu. Zi, dacă ești Dumnezeu, pietrele acestea să se facă pâine. Era și necesar pentru că Iisus flămânzise, spun evangheliștii, și putea. Și trebuia să demonstreze. Se și putea, era logic și necesar. Dar Iisus n-a intrat în logica diavolului. Așa că de ce s-a apropiat mai mult de Eva și nu, mai întâi de Eva și nu de Adam, mă mai documentez și data viitoare vă răspund. Da, mulțumesc. Cineva întreabă dacă situația din familie este grea, nu este mai bine să se protejeze decât să trăiască greu și nu este mai bine ca omul să se protejeze dacă nu voiește copiii decât să avorteze? Adică e o întrebare care... Știți, e problema din două rele, îl aleg pe cel mai puțin rău, dar ales rău. Deci e o formulă după care mulți ne conducem în viață din două rele să aleg răul mai puțin rău. Ori niciodată nu vei putea spune că ai ales binele, ci răul. Acum, cu protejarea și cu, sigur, cu avortul, dacă stai să le pui în balanță, sigur că unul trage mai mult decât celălalt. Dar trebuie să avem în vedere și protejarea asta, ce scopuri are și ce obiective are și cum se face. Și cum se face, prin ce metode. Pentru că sunt atâtea metode prin care sarcina apare, cu toată protejarea și cu toată protecția, cum se spune. Deci, dacă urmărim chiar numai păcatul și plăcerea, să spunem așa, și inclinațiile concupiscenței, atunci sigur că și intenția aceasta de protejare este un păcat. Este un rău. Tot rău este, dar poate nu chiar așa mare, cu siguranță nu chiar așa mare, ca și avortul. Nu încurajez pentru astfel de practici, dar să nu uităm că din două rele, alergând răul mai puțin, tot răul l-ai ales. Puteți să ne vorbiți, părinte profesor, despre sarcina, deci fertilizarea în vitro și despre situația în care unii părinți nu pot avea copii, adică cum vedeți această problemă? Sigur că biserica încearcă să ajute. Fertilizarea în vitro, pe de o parte, este oarecum, să spunem, mai acceptată, să zicem așa, dar cu toate acestea, nu întru totul de acord biserica cu ea, și anume de ce? Când se iau să fie fecundați spermatozoizii, se iau mai mulți spermatozoizii, nu se știe exact care este cel care... Cât? Mai multe ovule, pardon. Deci mai multe ovule. Și atunci nu se știe care ovul va fi fecundat. Pot să fie fecundate toate, sau poate să fie două sau trei. Și atunci numai un ovul fecundat se păstrează, care este conceput, deci viața e concepută, pentru că e vorba de ovulul fecundat și pe celelalte înlăturăm. Și ați văzut ce s-a scris acolo. Deci tot avort este, tot o viață aruncată. De aceea nu putem să ridicăm ambele mâini pentru acest procedeu, această tehnică științifică, dar care încă nu este în toată exactitatea ei. Sigur că mă întreba să tu ce să facă o familie care are crucea aceasta. E crucea. Crucea poate fi și izbăvitoare. Și întotdeauna crucea portată este izbăvitoare.
Mântuirea soților este în unitate. Amândoi sunt un trup. Se mântuiesc ambii dacă unul din ei impune avortul, iar altul nu, adică nu acceptă. E vorba de jertfa familiei, de rugăciunile comune. La un moment dat, Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, în capitolul 7, că femeia necredincioasă se va sfinți prin bărbatul credincios și invers. Deci, cel care insistă mai mult pe rugăciune, pe pocăință, pe întoarcere la Dumnezeu, pe iertarea lui Dumnezeu, poate să influențeze foarte mult și asupra soartei celuilalt. Mântuirea se câștigă numai împreună, nu singular. De aceea, toți suntem împreună și de aceea Biserica învață și Apostolul Pavel spune că toți ne realizăm în Hristos numai în trupul Lui, adică toți împreună trupul Lui care este Biserica. Vorbiți-ne, vă rog. Sunt mai concis pentru a câștiga timp pentru programul care urmează. Vorbiți-ne, vă rog, cum poate să știe femeia că anume acel bărbat este cel ales pentru ea? Cum poate să știe femeia care va fi bărbatul cu care va putea trăi toată viața? Ca să nu greșească și apoi să nu-i meargă în căsnicie. Dacă îmi puneți întrebarea asta, înseamnă că nu l-ați intuit încă. Deci nu este, nu poate să spune cineva care e bărbatul tău ales și care e ființa ta aleasă. Acestea se simt, acestea se văd. Dar cam după 30 și ceva de ani, dacă te căsătorești, până de acolo încolo putem să cam spunem care ar trebui să fie. Știți de ce? Pentru că până la 30 de ani nu prea vezi la cel de lângă tine, până pe la 29 nu prea vezi că a venit la întâlnire și nodul de la cravată era sub guler. Dar după 30 de ani vezi. Și adesea ne întâlnim și spune, părinte, păi știți, vine neglijent, a venit cu pantalone călcați. Sau a venit cu două dungi. De el a venit cu patru dungi când era mai tânăr, la 24 de ani, dar nu s-au văzut. Dar două dungi se văd după 30 de ani. Înțelegeți ce vreau să spun. Deci ea n-a văzut vreo 6 dungi înainte. La alții, sigur, nu s-a căsătorit, dar le vede după 30 ceva de ani. De aceea, uitați-vă, vă rog, tot pe adresa mea și o să vedeți conferința când și cu cine ne căsătorim. Și dacă urmăriți cine mi-a pus întrebarea respectivă, conferința, acolo o să găsiți mai multe răspunsuri. După 30 și ceva de ani vedem mult mai multe. Până atunci nu. De altfel, mi-amintesc odată, eram cu soția și spunea un protopop odată, discutam undeva și spune, eu mereu îi sfătuiesc pe tine să se căsătorească până-s pro și nu văd nimic. Bă, nu știu dacă e chiar foarte bine asta. Aveți copii? Aveți o familie reușită? Adică e exclama, aveți copii, aveți o familie reușită, adică cineva vă... Da, a constatat am, deja. Am 3 copii, sunt de 5 ori bunic și în luna mai, la sfârșit, soția știe mai bine când vine celălalt decât mine. Dacă ajută Dumnezeu, la sfârșitul lunii mai, începutul iunie, suntem bunici de 6 ori. Avem 2 copii, mulțumim lui Dumnezeu, 3 copii, mulțumim lui Dumnezeu, realizați 2 fete. Sunt absolut realizat și familial și profesional, avocat, medic, inginer, cu copii frumoși și sănătoși, cu nepoți frumoși, noi spunem că sunt cei mai frumoși, toți bunicii spun că lor sunt cei mai frumoși, așa că, într-adevăr, din acest punct de vedere, numai slavă lui Dumnezeu. Sunt mai multe întrebări legate de divorț. Și vă rugăm să ne spuneți care sunt percepțiile noastre despre această temă. Despre divorț? Da, divorț și viața omului după divorț, adică celor care au fost... Divorțul nu e îngăduit de Dumnezeu și nu-L iubește. Din nou, vă trimit iarăși foarte mult material bibliografic la o altă conferință intitulată Divorțul, o soluție. Așa este intitulată. Conferința respectivă, o oră și jumătate și veți vedea cât de multe de acolo vor răspunde întrebărilor dumneavoastră. Divorțul nu este o soluție și divorțul trebuie salvat cu orice preț, până în ultima clipă. Căsătoria a doua și a treia
Este cum este. Numai anumiți oameni din fruntea satului nostru s-au căsătorit a 5-a oară și zice că e fericit. Nu e deloc fericit. Deci despre căsătorile homosexualilor ați vorbit și era o întrebare legată de ce Biserica Romano-Catolică acceptă să săvârșească cununii căsătorii. Nu știu dacă Biserica este Romano-Catolică, nici de cum nu... Biserica Romano-Catolică... Protestantă, dacă... Protestantă. Asta este o altă problemă, e o altă concepție despre păcatul respectiv, o altă concepție despre factorii sociali, o altă concepție despre om. Noi nu vorbim acum interconfesional, noi vorbim de Biserica Ortodoxă, de Biserica Dremăritoare, Biserica Dreptei Credințe și din punctul nostru de vedere lucrurile stau așa cum le-am prezentat aici. Deci nu judecăm alte biserici. De ce îngăduie acest lucru? Păi citiți dumneavoastră și vedeți. Au ei înșiși pastori sau pastorițe în acest sens. Punct. Cineva întreabă de ce îl defăimăm pe Iuda pentru că l-a vândut pe Hristos, dacă nu o făcea, nu se împlinea Scriptura. Este o temă uriașă. Nu, Iuda nu este un salvator al omenirii. Iuda nu a acționat în sensul predestinării lui, adică Dumnezeu l-a predestinat să facă așa ceva. Nu, Iuda a acționat liber și faptul că s-a întâmplat așa, Dumnezeu a știut dintotdeauna, dar atoștiința lui Dumnezeu nu este cauza faptelor istoriei. După cum, ca să înțelegeți mai bine, ne întâlnim cu astfel de concepții mereu legate de Iuda. Iuda nu este salvator. Iuda a acționat potrivit libertății lui umane. De aceea este responsabil de ceea ce a făcut. După cum, medicul care îți spune ce se va întâmpla cu tine nu este cauza bolii tale. Să luăm un exemplu. Dacă medicul diabetolog vine și îți spune, ai grijă, tu ai un diabet în diferite faze sau într-o anumită fază. Dacă tu nu vei respecta acest program pe care eu ți-l prescriu, peste 3 luni de zile o să ajungi în comă diabetică. Deci el îți și descrie cum se va manifesta această comă diabetică, adică tu. Acest lucru se întâmplă, el ți-l spune dinainte, dar el nu este cauza a ceea ce se va întâmpla peste 2 luni sau peste 3 luni. Asta știința lui sau știința lui nu însemnează cauza a ceea ce se va întâmpla cu tine. La fel și cu Iuda. Deci Iuda nu este salvatorul nostru, Iuda este cel care a fost responsabil de faptele lui în vederea libertății și Dumnezeu nu l-a creat instrument ca el să-l vândă pe Iisus, apoi Iisus să moară și să ne mântuiască pe noi. Nici vorbă de așa ceva. Dar asta este o temă foarte amplă care ține de patima lui Iisus, de pătimirea lui Iisus, de procesul lui Iisus, care temă a procesului lui Iisus eu o țin în 4 ore. La curs, bineînțeles. Ați auzit de cartea Anti-Parenting? Care? Anti-Parenting de Savatie Baștovoi. A, da, da, da. Ce părere aveți? Adică se întreabă cine. Ceea ce scrie acest teolog și om de spirit este bun. De ce oare în policlinicile noastre din țară, atunci când te afli la ușa medicului, ginecolog, poți citi pe pereții cabinetului despre toate metodele de protejare, metode de contracepție, de a nu rămâne însărcinat. Mărturisesc că de 2 ori am fost însărcinată, am 2 copii și nu am văzut în policlinică nici un afiș care să îndemne familiile să facă copii. Ministerul Sănătății este vinovat de scăderea natalității? Da. Cum ar fi posibil o conlucrare dintre guvern și biserică? Este posibil o conlucrare. Deci, Ministerul Sănătății este vinovat de scăderea natalității. Și nu intrăm acum în amănunte. Cât de puțin face pentru familie, am spus în parte, pentru copii și așa mai departe. De ce în cabinetele medicilor care fac avort nu este altceva? Păi cum să fie altceva? Ei tocmai de aceea sunt acolo ca să facă avort.
Ce n-au frică în sensul ăsta de Dumnezeu, o altă concepție, ei nu pot să spună slogane gratuite de genul tutunul ucide sau fumatul ucide, dar se vând pachetele de țigări. Deci asta este învățătura lor, asta este practica lor, greșită, fără frică de Dumnezeu, clar acest lucru. Un medic ginecolog, dacă ar avea frică de Dumnezeu și ar prețui viața, nu ar face ce face. Din fericire, sunt mulți medici ginecologi care tratează problemele de ginecologie, dar nu merg până la a face avort. Cinste lor pentru acest lucru și din fericire, repet, sunt tot mai mulți. Cine face așa ceva este interesat doar de bani, acela n-are nici frică de Dumnezeu și nici respect față de viață. Și consecințele nu întârzie să apară. Cât privește colaborarea dintre biserică și guvern, sigur că se dorește o mai bună colaborare în spațiul vieții umane, în spațiul apărării valorilor umane, în spațiul predicării, să spunem așa, a nivelului de viață demnă a cetățenilor unui stat. Părinte profesor, suntem în perioada Postului Mare și vorbiți-ne puțin despre postul modern, că ați avut și cu alte ocazii discuția, tema aceasta susținută în cadrul unor conferințe, ca să le spuneți și celor de aici din sală ce înseamnă percepția asta greșită. Despre postul modern, cum vedeți dumneavoastră? Concepția mea despre postul modern nu este împărtășită de toată lumea, de teologi, de oameni de știință și așa mai departe. Post pentru mine, postul nu pentru mine, pentru biserică și din punctul de vedere al Bibliei, postul este o jertfă pe care să o face. Postul nu este numai cel rânduit în anumite perioade cultice ale anului. Deci este acesta, dar nu numai acesta. Și postul nu este numai de bucate, ci este și postul ochilor, postul urechilor, postul buzelor, adică nu mai vorbim și nu mai aruncăm cuvintele pe care le aruncăm de pe buzele noastre, nu mai auzim chiar totul și nu mai vedem chiar totul în jurul nostru. Este un efort pe care să-l facem. Postul este... Adică postul nu este deloc ușor, dar postul este absolut eliberator și aducător de liniște. Nu este foarte confortabil să te gândești că urmează 40 de zile de post, mai mult chiar, 7 săptămâni de post, postul Paștelui. Dacă stai să te gândești acum a început postul și se sfârșește după atâtea zile, îți va fi enorm de greu să postești. Dar dacă te vei gândi, 2 zile le postez pentru mama, 2 zile pentru tată, 2 sau 3 zile pentru copilul meu, are examene, e în preajma căsătoriei, are probleme la serviciu, are probleme de sănătate, 3 zile postez pentru fratele meu, 3 zile postez pentru prietenul meu, 3 zile postez pentru atâția necăjiți și oropsiți ai sorții. Și iată cum se adună mai multe zile decât e postul. Deci postul se ține atunci când e nevoie să strigăm către Dumnezeu în problemele pe care le avem. Postul este jertfă, iar postul modern al societății de astăzi, industria de post artificială, nu este post. Cu toate că, soția care e specialist chiar în domeniul acesta mă contrazice adeseori, poate că din post, din mâncărul de post, din soia, se poate face și lapte, se poate face și brânză, se poate, nu știu, o să apară cu timpul, probabil societatea va inventa și ouăle de post, încă nu le-a inventat. Se poate face pateu și așa mai departe. Și uitați-vă toate sortimentele de mezeluri, cel puțin la gust. Cabanos, cremvuș, diferite sortimente de salam. Acum, unde este pericolul sau unde este nepostirea? Dacă în fața ochilor mei apar pe o masă brânzet,
brânzeturi, de post, adică diferite sortimente de cașcaval, de sortimente de cabanos, de salam, etc. Și dincolo, dincolo, pe cealaltă masă, toate acestea, brânzeturi, cabanos, cașcaval, mezeluri, etc., exact cu aceeași imagine și dincolo, dar din carne, și eu mănânc din partea dreaptă unde sunt de post, dar la gust sunt aceleași, eu n-am postit deloc. Eu n-am făcut niciun efort. Din gustul meu nu a dispărut gustul de carne, de brânză, de... numai că n-au, brânză n-are gustul respectiv, ca și, cum, adică n-a dispărut deloc comparativ cu zilele de dulce. Deci n-am făcut nicio jertfă. Absolut nicio jertfă. Acum, înaintea ochilor mei, la fel nu este nicio jertfă, în sensul că și eu am aceeași imagine ca și cealaltă. Deci nu este nicio jertfă făcută. A, una este să văd acolo toate aceste sortimente de dulce, care sunt bune, cum sunt ele, carnea. Și dincolo ce să văd numai niște nuci, numai niște mere, niște dulceață, niște magiuni, niște fasole, păi e diferență. Și atunci, ca să mă opresc să mănânc numai de aici, fac o jertfă, un efort, știind că această jertfă și acest efort va fi răsplătit de Dumnezeu pentru că îl fac cu un anumit scop religios. În asta constă postul. Și de asta societatea de astăzi a desființat și postul. Industria de astăzi, industria de post, și mai scump, deci postul artificial este și mai scump, și mai periculos, că bănuiesc că acele gusturi nu pot fi obținute decât cu niște coloranje, cu niște lucruri sintetice ca să dea gustul respectiv. Deci iată ce înseamnă postul artificial. Încercați și faceți jertfă și postiți, așa cum se cuvine, ca jertfă și de mulțumire și de cerere de la Dumnezeu pentru atâtea și atâtea din viața noastră. Acum sunt atâția bolnavi, sunt atâția copii, sunt atâția tineri care sunt la școală, sunt atâția oameni care lucrează greu. Nu le cere biserica acestora să postească greu de alimente. Dar tuturor le cere să nu mai vorbească urât, să nu mai înșele, să nu mai mintă, să nu se mai acuze, să nu mai calomnieze, să nu se mai îmbete, să nu mai desfrâneze și așa mai departe. Acestea tuturor le cere biserica în post. Iată cât de mult avem de făcut ca să ne bucurăm de post și să-L înduplecăm pe Dumnezeu să ne fie alături și aproape vis-a-vis de ceea ce cerem prin adevăratul post. Vreau să vă citesc câteva impresii la încheiere și pe urmă să vă rugăm să ne spuneți un cuvânt de final. Unul dintre copii spune: mulțumim, Părinte Stelian Tofană, vorbiți foarte frumos și clar. Vă mulțumim. Au înțeles și copiii, au înțeles și maturii. Este o mare binecuvântare prezența noastră la această conferință. Vă mulțumim, femeile din Sadova. Deci, doamnele din Sadova au venit să vă... Nu este o întrebare, ci este o constatare. Ați realizat nu doar o conferință, ci o păstorire. Ați adus lumina asupra unor teme atât de necesare, dar oarecum umbrite. Vă mulțumim. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru invitație, un discurs foarte frumos și înțelept. Vă mai așteptăm. Da. Aplauze. Și vă rugăm în final, Părinte, să ne spuneți un cuvânt, așa, o urare. Suntem în perioada de început a postului, dar mai spre sfârșit vom ajunge și la înviere. În perspectiva aceea și vreau să vă rugăm să ne spuneți câteva lucruri, pentru că scopul și acestei întâlniri și a postului mare este să aducă învierea. Foarte scurt. Există o cântare pe care trebuie să o avem în vedere toți ca să ne putem bucura de înviere. Este pentru cei din spațiul bisericesc, știu, se cheamă Slava de la Laude, în care se spune așa: ziua învierii și semnul exclamării,
Semnul exclamării semnează atenționare. Deci cântarea spune așa, atenție creștini, e ziua învierii. Și mai departe apar câteva imperative, condiție pentru a te bucura de înviere. Și să ne luminăm cu prăznuirea. Adică să încercăm să o înțelegem. Unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi și să iertăm toate pentru înviere. Nu spune să iertăm pentru înviere, să iertăm toate pentru înviere. Și acum e important. Și numai așa să strigăm, adică să strigăm, să fim auziți, adică să mărturisim. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Fără iertare, fără strigare, fără încercare de a înțelege învierea și fără de a-L îmbrățișa pe Cel care chiar crede că poate nu-L vei mai îmbrățișa niciodată. Nu există înviere. Făcându-le pe toate acestea, învierea va aduce atâta lumină în casa ta și în viața ta, pe care eu vă doresc din tot sufletul. Mulțumim frumos! Aplaudăm! Îl lăsăm pe părintele puțin să se odihnească. Vă rog să nu plecați, stați puțin. Avem o surpriză muzicală pentru dumneavoastră. Mai ales că e vorba de femeie, de mamă. Și deși perioada postului este o perioadă așa mai de contemplație și de reculegere, astăzi vrem să vă arătăm că mama trebuie cinstită și în post. Și femeia trebuie respectată oricând. Avem aici doi artiști care o să ne cânte câteva cântece frumoase. O să le recunoașteți. Da, rog frumos pe Daniel Butucel, laureatul Galei Două Inimi Gemene, împreună cu Mihai Chiriac, da? Să ne cânte ceva legat de tema femeia. Da, bună seara! Eu o să redau femeia, mama, prin cântec. Așa și pot. Sper să vă placă. O să cânt două piese de al marele compozitor Ion Alda Teodorovici. Cu păriri de rău, el nu-i printre noi, să mai compune. Prima piesă va fi Focul din Vatră, scrisă de Ion Alda Teodorovici, pe versurile lui Dumitru Matkovski. Sper să vă placă. Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca oripa ce-a zburat și-a obosit neobosită să odihnească liniștită, ca oripa ce-a zburat. Copiii dorm în cuibul lor, nevinovat le somnul mamă, tot fără griji și fără teamă, copiii dorm în cuibul lor. Și alături mâna ta aici, la căpătâie ca o lumină, alintătoare și blajină, și alături mâna ta aici. Sfântă mi-i casa, cu focul veșnic din vatră, casa, cu pragul e tare de piatră. Sfântă mi casa, din leagăn de dor ce coboară. Sfântă mi casa, ce crește fecior și fecioare. Sărut, femei, ochii tăi, de lacrimă și de scânte, de împărate și de zeie, sărut, femeie, ochii tăi. Sărut cu minte vorba ta, cu
limpezime de izvoare, cu vraja soarele răsare, sărut cu minte vorba ta. Sărut și părul tău frumos, îmbătător ca o secară, când om fioare vânt de seară. Sărut și părul tău frumos, și-ți cad iubitul în genunchi, și-ți sărut piciorul care de suferință e și doare, și cad iubitul în genunchi. Sfântă-mi casa, cu focul veșnic din vatră. Sfântă-mi casa, cu pragul e tare de piatră. Sfântă-mi casa, din leagăn de dor ce coboară. Sfântă-mi casa, ce crește fecior și fecioare. Sfântă-mi casa, cu focul veșnic din vatră. Sfântă-mi casa, cu pragul e tare de piatră. Sfântă-mi casa, din leagăn de dor ce coboară. Sfântă-mi casa, ce crește fecior și fecioare. Vă mulțumesc! Casa părintească, veche ca o lume, coborât în vreme, ai intrat în fume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță care nu mai este. Pragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbare sfinte, Doamne, ca barbare. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbare sfinte, Doamne, ca barbare. Mamă nu mă ierta, tată nu mă ierta, moare nucul bătrân în prag. Anii tineri mi-a fost, viața dragă mi-a fost, mi-a fost dorul dor prin beag. Fire de faianjă, nevălesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Scârție podeaua când apeși piciorul, clatină-se hornul, tremură pricorul. Glas de cucu veauă a surzit mă țipă, casa părintească care se risipă. Mamă nu mă ierta, tată nu mă ierta, moare nucul bătrân în prag. Anii tineri mi-a fost, viața dragă mi-a fost, mi-a fost dorul dor prin beag. Mamă nu mă ierta, tată nu mă ierta, moare nucul bătrân în prag. Anii tineri mi-a fost, viața dragă mi-a fost, mi-a fost dorul dor pribeag.
Mulțumesc! Mihai Chiriac, un coleg de-al meu foarte talentat, un gitarist bun, dar și un vocalist foarte bun. Vă rog să-l aplaudați! Mulțumim mult! Rugăm pe părintele Stelian Tofană să urce pe scenă. Da. Rugăm în centru. Avem o surpriză pentru dumneavoastră. Deci partener al evenimentului este și Asociația pentru Familie și Comunitate și vrem să vă mulțumim din partea acestei asociații care este partener a evenimentului și s-a implicat în eveniment alături de Mitropolia Basarabiei. Din partea asociației, felicitările noastre și mulțumirile noastre. Să ne trăiesc la mulți ani! Vă rog să aplaudăm călduros pe părintele și îi mulțumim din suflet. Îl mai așteptăm la Chișinău sau îl rugăm să nu plece de la Chișinău. Mulțumesc tare mult pentru clipele pe care mi le-ați creat. M-am simțit foarte bine aici la dumneavoastră, m-am simțit acasă, de fapt, și florile acestea le doresc soției mele, care este aici de față, care m-a ajutat foarte mult. Rugăm să vină aici în față, doamna preoteasă, doamna preoteasă, vă rugăm. Este decan la Facultatea Tehnologie Alimentară, dacă nu greșesc, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Felicitările noastre! Sunteți o familie minunată! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc pentru flori părintelui, dar vă mulțumesc dumneavoastră pentru că dincolo de gest simt căldura inimilor curate. Și eu parafrazez pe cineva, Basarabie măreață, nu ți-aducem alt dar decât mândrul nostru tricolor. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! În încheierea evenimentului vreau să vă anunț că următoarea conferință va avea loc pe data de 5 aprilie. E invitat special fiind părintele Pantelimon Șușnea de la Oașa. Tema este Călcând peste moarte, în preajma învierii, fiind sărbătoarea. Vă rugăm să veniți, vă am anunțat din timp, dar vom reveni și cu anunțul și în media. Deci mulțumim partenerilor Radio Datina, Radio Chișinău și Institutul Dezvoltării Societății Informaționale. Mulțumim mult gazdei noastre, ASEM-ului,
domnului rector, mulțumim mult tuturor celor care v-ați implicat în această și ați venit toți, pe tuturor preoților prezenți în sală care au avut dragoste și au venit și au adus și pe alții, așa cum minunat a spus părintele, când te uiți în dreapta și în stânga și, și nu e unul din care să-l fi adus tu, te simți așa că nu ești complet în biserică. Așa și aici, în seara de astăzi, unii au venit nu singuri, au venit și cu familii, au venit și de departe și de la depărtări de mai mulți kilometri, de zeci de kilometri, și vă rugăm să vă mulțumim din suflet că v-ați depus efort și străduință. Să vă dea Dumnezeu răsplată și bucurie în continuare. Ci fost binecuvântat în continuare și multă sănătate. Vă mulțumim din suflet și slavă lui Dumnezeu pentru toate. Acum o să spunem rugăciunea cântăm cuvinese cu adevărat și încheiem această seară minunată. Nu înainte de a vă spune să nu plecați, să stăm puțin la o poză de grup. Aici să o facem în fața scenii cu părintele profesor Stelian Tofană. Cuvinese cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea cu cernice, Părinte, binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Mulțumim mult!